Bună seara! Este o mare eroare ca România să renunțe la măsurile de izolare imediat după 15 mai. Consideră președintele Traian Băsescu, fostul șef al statului, crede că ar fi mai bine ca aceste măsuri să fie menținute până după 15, până cel puțin la 15 iunie, urmate de alte măsuri. Domnul președinte Traian Băsescu este acum în legătură telefonică directă cu noi. Bună seara, domnule președinte! România are 10.000 de infectați, dar totuși o rată mică, dacă aș putea să spun asta cu toată durerea de cuvință, de decese. De ce credeți că nu este totuși momentul ca la 15 mai să renunțăm treptat la măsurile astea de distanțare socială? Doamnă, pentru că în România s-a testat foarte puțin. În momentul de față, specialiștii nu pot face o structură a bolii pe populație. Nu știu care a fost logica celor care au decis puține teste, probabil ca să aibă puține decese, dar să știți că decesele au fost acasă, au murit oamenii precum câinii, pentru că n-au fost testați la vreme, n-au știut că-s bolnavi, s-au sufocat în pat. Pe de altă parte, lipsa de teste îi face pe asimptomatici să rămână ca niște năluci printre noi. Și la momentul la care s-ar liberaliza lucrurile, asimptomaticii ar merge la birou, ar merge între prieteni, ar merge la rude, ar socializa. Ori riscul de a transmite boala este uriaș. Din punctul meu de vedere, am privit la data de 1 iunie ca o soluție ca asimptomaticii nedepistați să-și consume autoimunizarea și să devină mai puțin periculoși pentru comunitate. Dar fondul problemei rămâne testarea insuficientă și implicit lipsa unei imagini asupra bolii în România. Sentimentul meu, repet, sentimentul meu, dacă vreți, instinctul, care nu m-a înșelat de multe ori, îmi spune că situația este mult mai gravă decât ce ne apare din minimul de teste făcute. S-au făcut teste câte s-au făcut, dar să țineți cont că nu sunt tot atâtea persoane. Așa este. Un om depistat ca fiind infectat consumă cel puțin 3 teste. Testul la depistare, testul după 14 zile și trebuie să mai facă unul după 2 zile înainte să-i spună că poate să plece acasă. Deci am testat mult prea puțin și mi-e greu să-i spun șmecherie. Această abordare este și contrară a ceea ce au făcut toți. Au făcut 10.000, 15.000, 20.000 de teste pe zi, iar noi ne învârtim la o medie de 3.000, din care multe sunt la aceleași persoane. Deci nu avem o imagine asupra răspândirii bolii. De aceea, contramăsura la riscul pe care îl avem din necunoaștere este prelungirea până prin iunie a perioadei de restricții, de izolare. Este o părere inginerească, sigur. Medicii poate să spună cu totul altceva. Eu îmi dau cu părerea ca tehnician. Ce vă face să spuneți, domnule președinte, că numărul real de victime, de decese din cauza acestui COVID ar fi mai mare de 527 decât sunt în momentul ăsta anunțați? Indiscutabil, doamnă. Indiscutabil. Vedeți că deja am văzut făcut public despre vreo 3 persoane care au murit, s-a constatat după ce au murit că erau infectate. E străbate așa din loc în loc câte o idee că au murit acasă din cauza infectării cu SARS-CoV-2. Dar cred că lucrurile stau mult mai rău. Nu înțeleg, repet, nu înțeleg. De ce România a recurs la această metodă minimală și nereprezentativă pentru amploarea bolii? Nu înțeleg.
E singura explicație logică, este chiar cea pe care ați dat-o. Faptul că ne place să dăm bine în statistici în măsura în care se poate lucrul ăsta în perioada asta nenorocită. Dar, într-adevăr, cifrele prezentate de România sunt mult mai mici, cifrele deceselor mult mai mici decât în restul țărilor. Asta doamnă, poate să... în ce condiții? În condițiile în care țara a fost pur și simplu invadată de românii care s-au întors din Italia și din Spania, din zone roșii și galbene, și povestea cu zonele galbene să o spună cui vor. Chiar dacă astea sunt recomandări. Dacă vii din zonă roșie, din zonă galbenă, riscul este major. Mă uitam, să știți că am citit foarte mult. Și mă uitam la situația Europei în general. Cel mai rapid, să știți, au reacționat italienii. Au descoperit primul caz de contaminare la Bologna, o pereche de chinezi, pe data de 31 ianuarie, dimineață, și seara, premierul italian declara stare de urgență și introducea măsuri extrem de dure. Dar ce n-a ținut cont nimeni în Europa, numărul mare de turiști chinezi care vizitează Europa, mai ales în zone turistice de gen Spania, Italia, și numărul mare de europeni care merg în China pentru afaceri sau pentru turism. Nu există niciun caz care a fost primul caz, fie că vorbim de Germania, de Spania, de Italia, care să nu fie avut legătură cu China. Ori autohton care a mers în China, ori primii îmbolnăviți chinezi care se aflau în vizită. Domnul președinte, într-adevăr ați avut o analiză în 5 părți, am citit-o, e extrem de bine documentată și o să discutăm despre soluțiile pe care le vedeți, că din ce pare sau din ce am citit, e clar că vedeți o soluție comună europeană, însă aș vrea să vă întreb despre România. Previzibil, pe 15 mai se va relaxa această izolare. Cum le răspundeți celor care spun, domne, nu e cazul să mai stăm pentru că economia suferă deja dramatic? Doamnă, nu spune nimeni economia să nu meargă. Uite, să ne înțelegem foarte bine. Ați văzut ce au făcut oamenii de la Dacia? Au pregătit compania ca să poată lucra în siguranță. Și când va relua producția, deocamdată au reluat producția de motoare, și cu certitudine vor relua foarte curând și producția de autoturisme. Am convingerea că managementul de la Dacia a luat măsuri pentru ca îmbolnăvirile să nu se producă. Același lucru trebuie să-l facem nu benevol, să obligăm companiile, mai ales întreprinderile mici și mijlocii care deja primesc bani, sprijin, să ia măsuri de protejare a muncitorilor, să dea drumul la producție. Nu există variantă. Nu putem sta la nesfârșit și să mâncăm de unde în toamnă. Mai mult decât atât, șantierele ar trebui să nu aibă niciun fel de restricție în reluarea lucrului. Vă mărturisesc că îmi place foarte mult Transgazul, spre exemplu, n-a oprit nici un minut lucru, are câteva mii de muncitori pe șantiere, în vreo 9 șantiere, inclusiv în Republica Moldova, și directorul general de la Transgaz a ordonat să lucreze tot timpul. N-a oprit o zi lucru. Văd că și Ministerul Transporturilor a dat drumul la șantiere, ceea ce e foarte bine. Cei care lucrează în spații închise trebuie să obțină, după mine, un aviz de la Direcția Sanitară Județeană de acolo, să-i spună, da, și-a luat măsuri, are măști, are halate, a distanțat lucrătorii, pentru cei în spațiu închis. Cei în spațiu deschis, liber la muncă, cu grijă pentru momentul în care îi transporti, pentru că cine își imaginează șantierele când mai dau cu lopata muncitorii sunt cot la cot, se înșală. Șantierele de construcție înseamnă buldozere, înseamnă buldozi excavatoare, înseamnă utilaje.
în care fiecare e pe capul lui, pe șantierul ăla, pe utilajul lui. Nu mai stă nimeni cu lopata. Și atunci ce restricții ar trebui, în opinia dumneavoastră, să mai rămână în vigoare? Bun, de plecat la lucru, mergem la lucru. Izolarea, doamna Aruse, izolarea trebuie să rămână, pentru că, atenție, discutăm de cei puțini care au de lucru. Nu mă refer aici la bugetarii care pot să continue să lucreze de acasă. Deci aici avem în față două chestiuni fundamentale. Pe de o parte, nevoia de protecție. Pe de altă parte, avem nevoie de acută să repornim economia. Nu putem trăi stând la nesfârșit. Și atunci, pentru cei din economie, luăm măsuri sanitare maxime, iar pentru cei care nu sunt în zona de producție, rămân în continuare în izolare, să n-auzim de redeschiderea școlilor, pentru că nu o să vedeți copiii mergând cu măștile alea pe față sau stând cu măștile alea pe față în școală. Și să găsim soluția, care e soluția pentru asimptomatici în condițiile în care am testat în bătaie de joc și pentru a da bine la cifre. Soluția este să așteptăm o perioadă în care să se autoneutralizeze. Am înțeles că asta se întâmplă cu asimptomatici. Domnule președinte, este acest semnal dat de președintele Iohannis și o tentativă, sau mă rog, o încercare de a mai elibera din presiunea asta socială, pentru că ați văzut imaginile, bătăi în stradă cu poliția, chiar dacă sunt izolate, totuși se petrec în plină stare de urgență în care armata defilează pe străzi, iar poliția, ați văzut cum a acționat. Merge totuși speranța asta pe care o dă Klaus Iohannis la urmă? Stați, doamnă. Ce legătură au clanurile țigănești cu izolarea? Ei nu sunt izolați, ei ies când se bat, când merg la nuntă, când fac botezuri. Deci despre asta vorbim. Incidentul cu Bețivanul de la Baia Mare, dacă nu mă știu, sau de la Unedoara, cel care a dat în mașină, în mașina poliției, e o chestiune, cred eu, absolut accidentală. Dar pe de altă parte, doamnă, suntem o națiune care riscă enorm dacă își cere libertatea sau ridicarea sancțiunilor, ridicarea restricțiilor, și Iohannis din populism o face. El ar trebui să știe că riscul este enorm. Iar dacă cedează și pe 15 liberalizează circulația cetățenilor, va regreta amarnic, numai că nu el se va îmbolnăvi. Am o ultimă întrebare. Cum spuneam, ați avut o analiză în 5 părți, ați publicat-o pe contul dumneavoastră de Facebook și ați analizat inclusiv, printre altele, răspunsul haotic, disparat al Uniunii Europene la această pandemie. Totuși, în final, rezolvarea sau, mă rog, ținerea sub control a pandemiei o vedeți tot la nivel european. Nu se poate altfel. Știți, virusii nu prezintă pașaportul la poliția de frontieră. Ăștia trec așa, și prin aer, și cu oamenii, și cu avioanele, și cu mașinile, vin cu orice. Deci nu poți să spui că virusul este limitat la teritoriul național al României sau poți să-l limitezi la nivelul teritoriului național al Germaniei. Și atunci numai o acțiune concertată. Este de remarcat, și dacă veți vorbi cu premierul Tăricianu, o să vă spună și dânsul, este de remarcat faptul că sănătatea este o zonă partajată în care autoritatea Comisiei Europene este foarte scăzută. Și atunci trebuie ca toate statele să convină că va fi o coordonare la nivel european, pentru că altfel Comisia Europeană nu se poate băga în a da dispoziții statelor. Și doar dacă statele vor conveni că va fi o celulă de coordonare a luptei împotriva pandemiei de la nivel european. Mai mult decât atât, Uniunea Europeană trebuie să-și pregătească capacitățile de producție, să dobândească acea independență strategică de importuri. Noi ne-a prins
nevoia, am dăbărât toți în China și în Coreea să ne dea măști, să ne dea halate, să ne dea medicamente, și industria farmaceutică a rămas în aer pentru că n-a putut importa materie primă din India, din Pakistan și din China multă vreme. Deci trebuie să, dacă veți citi acel plan de acțiune, veți constata că de fapt el militează pentru o independență strategică a Uniunii Europene în caz de pandemie. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru intervenția la ultima oră. Le mulțumesc și invitațiilor care ni se alătură, domnul Florin Manole, iertați-mă, deputat PSD, domnul Dan Vâlceanu, deputat PNL, și domnul Nis Jnecker, este analist, consultant. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule Vâlceanu, are dreptate domnul Traian Băsescu, se grăbește Klaus Iohannis? În legătură cu ce se grăbească, cu redeschiderea sau relaxarea măsurilor? Doamnă, eu cred că fiecare dintre noi are o părere. L-am văzut pe domnul Băsescu care spune că ar trebui menținute până la 15 iunie și domnul Ponta n-a vrut să mai voteze prelungirea decretului. Spunea că ar trebui să mergem să ne vedem de treabă de acum. Și domnul Dânsu și domnul Tăriceanu, PSD s-a gândit mult dacă să voteze sau nu. Din punctul meu de vedere, specialiștii trebuie să spună asta. Eu cred că nici domnul Băsescu nu știe, nici domnul Ponta, nici domnul deocamdată a spus-o domnul Iohannis, nu e chiar un specialist. Domnul Iohannis este șeful statului și vă dați seama că se află în permanentă legătură cu cei care au decizii în această speță. Domnule Manole, aceeași întrebare, se grăbește domnul Iohannis sau dimpotrivă, așa cum remarca domnul Vâlceanu, trebuiau luate măsurile astea de ieșire din izolare mai rapid? Cred că răspunsul trebuie să fie în mai multe trepte. În primul și în primul rând, cred că o astfel de decizie trebuie să țină în primul rând de specialiști. În al doilea rând, este foarte important să spunem că specialiștii trebuie să poată lua decizia asta în corectă cunoștință de cauză în legătură cu situația din țară. Și aici revin pentru a întări ceea ce a spus și domnul Băsescu mai devreme. E greu să știi care e realitatea în țară în momentul ăsta, atâta timp cât, din păcate, Ministerul Sănătății nu a fost cel mai activ în a promova politica de testare. Și nu în ultimul rând, cred că, indiferent dacă va trebui să ieșim din criză, din izolare, peste o săptămână, peste două, peste o lună sau când vor decide specialiștii, trebuie deja să ne pregătim de pe acum, dacă nu cumva trebuia să fim deja pregătiți, pentru ce se întâmplă după ieșirea din izolare, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere social. Ori aici, iarăși, îmi pare rău că trebuie să fac încă o mențiune negativă la inactivitatea guvernului, dar au dovedit și astăzi în Parlament, PNL-ul, că nu înțeleg că ieșirea din criza și din izolarea determinată de cauzele acestea de sănătate trebuie să fie însoțită de măsuri economice care să nu lase lumea în sărăcia în care merge astăzi. Nils Jnecker, un scurt comentariu. Cine are dreptate aici? Că e clar că sunt două opinii diferite, divergente, chiar deși nici Klaus Iohannis nu era chiar foarte, foarte convins că e ceea ce ar trebui făcut. Fără doar și poate izolarea și distanțarea socială este și s-a dovedit a fi deja în toate țările soluția de moment pentru acest virus, atâta timp cât nu există un vaccin. Pe de altă parte, toate țările încep să se gândească la modalitatea în care să se deschidă încetul cu încetul din două motive. Pe de o parte, din motive economice, pentru că la un moment dat totuși trebuie să începem. Și aici trebuie să recunosc că ceea ce a spus domnul Băsescu are dreptate, am spus-o și eu de câteva ori în ultimile zile. Eu cred că șantierele, mai ales șantierele de construcții mari, mă refer la investițiile în infrastructură, cât și agricultura, ar fi putut să înceapă mai de mult și ar fi avut posibilitatea să se desfășoare fără ca să reprezinte o problemă mare de contagiune. Pe de altă parte, însă, nu cred că știm cu exactitate. Văd că majoritatea țărilor
se sfiesc foarte, foarte mult când vine vorba de deschiderea școlilor. Toți vorbesc, domne, mai deschidem o fabrică, mai deschidem puțin șantierele, mai deschidem, dar când e vorba de copii, acolo toată lumea zice stop joc, pentru că copiii sunt greu de controlat și copiii sunt cei care sunt cei mai puternici vectori, din câte spun specialiștii, a acestui virus plus, în familie. Plus că, Nils, mai este aici în România o problemă cu supraaglomerarea școlilor și o să discutăm la un moment dat și asta, însă pentru că ați făcut cam toți referire la situația aici, trebuie să spuneați cu toții, domne, aici trebuie să vorbească specialiștii. Dar ce te faci când specialiștii au opinii divergente și sunt veritabile trozneli în interiorul acelui grup strategic care ia deciziile pentru noi toți, pentru România? Astăzi profesorul Străinu Cercel a fost demis de la șefia comisiei care lucrează la strategia împotriva pandemiei de COVID. Domnul Străinu Cercel l-a supărat pe multă lume propunând un plan în februarie. A plătit astăzi pentru el cu deocamdată această funcție. Însă domnul Străinu Cercel nu a supărat doar guvernul și doar pe ministrul sănătății, ci și pe magistrați, alături de mine colega mea Laura Duță, șefa secției eveniment. Laura, bun găsit! Ce a făcut profesorul Străinu Cercel? Și înțeleg că și doctorul Arafat a intrat în vizorul judecătorilor. Așa este, Lili, sunt iată și probleme în justiție pentru Raed Arafat și profesorul Adrian Străinu Cercel. Cei doi au declarat nu odată, de mai multe ori, că specialiștii care fac achiziții în această perioadă a stării de urgență a echipamentelor medicale și dacă ocolesc cumva o regulă sau birocrația din România, ar trebui să aibă o imunitate în fața legii. Două asociații de magistrați au solicitat CSM-ului să le fie apărată independența procurorilor și judecătorilor, pentru că nimeni nu este mai presus de lege. Același lucru au spus și forurile externe, inclusiv Comisia de la Veneția spunea că, iată, orice stare de urgență, orice s-ar întâmpla, nimeni nu este deasupra legii. Rămâne să vedem ce decizie vor lua cei din CSM, dar de asemenea, Lili, așa cum vorbeam și noi două înainte, procurorii tot aud chestiunea aceasta că ar trebui ca eventualele ocoli a regulamentelor sau legilor pentru aceste achiziții ar trebui să aibă imunitate și s-ar putea să vedem în viitor totuși deschiderea unui dosar penal. Mulțumesc foarte mult. Avem, doamne, o știre de ultimă oră, încă 4 decese în urma COVID-19. Bilanțul ajunge, din păcate, la 21 de victime în ziua de astăzi. Revenind însă, domnule Vulceanu, la ceea ce spunea colega mea Laura Duță, într-adevăr curioasă atitudinea domnilor Arafat și Străinu Cercel cu privire la această impunitate, cu privire la achiziții, dar de aici până la demiterea profesorului Străinu Cercel, sau e vreo legătură? Ce știți? Nu cred să fie vreo legătură din punctul meu de vedere. Noi așteptăm de la specialiști să ne spună ce trebuie să facem în legătură cu boala. Documentul pe care l-am văzut eu și l-am și postat al domnului Cercel prevedea niște lucruri absolut alucinante. Să luăm bătrânii și să-i ducem prin hoteluri sau, mă rog, prin tot felul de locuri și nici mai mult, nici mai puțin măsuri economice. Să renunțăm la TVA, să facem tot felul de lucruri. Nu știu dacă măsurile economice trebuie să vină de la instituții de boli infecțioase. Nu cred că ei se pricep cel mai bine la măsuri economice. Eu cred că de la specialiștii la care facem referire, așteptăm în primul rând măsuri despre cum să ne luptăm cu boala. Și faptul că domnul Cercel, domnul Rafila și alți specialiști în speța asta ne-au spus, domne, distanțare socială, spălați-vă pe mâini des, încercați să nu ieșiți afară, aveți grijă de bătrâni. Astea sunt lucrurile pe care le așteptam noi de la dânsii. Nu documente de genul pe care l-am văzut, pentru că nu ajută cu nimic. Aș vrea să subliniez câteva lucruri, pentru că s-au spus câteva lucruri mai devreme. Unu, în România se lucrează. Pe șantiere se lucrează și nu s-au oprit lucruri niciodată. Vreau să vă spun că tot zilele trecute au început lucrările la primul lot din autostrada Sibiu-Pitești. Un lucru foarte important pentru noi. Sunt și alte locuri în care se lucrează, la magistrala de metrou din București și așa mai departe. Deci investiții mari. Nu s-a oprit niciodată lucrul, nu au fost restricții niciodată ca să mergi la locul de muncă în România. Au fost doar restricții în ceea ce privește deplasări inutile, adică nu plimbări, nu în parc, nu restaurante, nu chestiuni de genul ăsta. Din punctul meu de vedere, și cu asta închei, cred că trebuie să lăsăm specialiștii să ne spună
când putem ieși. Cred că depinde de fiecare dintre noi ce facem în perioada asta până la 15 mai ca să putem relaxa după 15 mai aceste măsuri care au fost date până acum, pentru că altfel știți, și eu pot să-mi dau cu părerea și să fiu populist cum face domnul Manole și colegii dânsului cu Ciolacu și cu restul la Parlament, dar n-ajută oamenii deloc, să știți. Avem, domnul Sturmul, chiar acum o informație de breaking news. La discuția despre ceea ce s-a întâmplat astăzi, demiterea profesorului Steinu Cercel de la șefia Comisiei Guvernamentale care se ocupă de combaterea acestei pandemii. Domnule Florin Manole, e greu în momentul ăsta, mă uitam că puțină lume din comisia a reușit să iasă cu reputația neștirbită din această perioadă în care apare o cascadă de informații. Pe de altă parte, vin și judecătorii și spun, stați frate, ce e asta cu imunitate pentru achizițiile pe care le-ați făcut în această perioadă? E un mare nor de suspiciune care planează asupra unor oameni care până acum aveau cât de cât reputație intactă. Eu nu cred că ceea ce s-a întâmplat, adică demiterea domnului Cercel și discuția despre achiziții sunt neapărat legate. Vreau însă să subliniez un lucru pe care văd că îl subliniază multe lume. Sigur că e important să ținem cont de ce spun specialiștii atunci când luăm deciziile de izolare sau de ieșire din izolare. Dar cum să ținem cont de ceea ce spun specialiștii marți dacă îi dăm luni afară? Adică astăzi l-au dat afară pe Steinu Cercel și zic că de mâine încolo o să țină cont de specialiști. Păi care specialiști? Alaltă ieri, în ghilimele vorbind, da, înainte de criză, se luptau cu Raed Arafat, că nu e bun. Ce ai făcut în ultimii 20 de ani, i-a spus ministru Vela, secretarului de stat Arafat, acum vreo 3 luni de zile. Deci văd că această luptă a PNL este dusă greșit. Ea nu trebuie să continue să se lupte cu noi. Că ne certăm, ne împăcăm, ne descurcăm noi, e normal în politică. Dar, domne, lăsați specialiști, medici, epidemiologi și așa mai departe să-și facă treaba. Pe de o parte și pe de altă parte, îi trebuie sprijiniți cu măști, cu tot felul de echipamente de care au nevoie. Și ultimul punct, apropo de chestiunea punității sau impunității legate de achiziții publice. Unul dintre lucrurile pe care le-a cerut Partidul Social Democrat în Parlament și care a fost și susținut de celelalte partide, cu excepția Partidului Național Liberal, a fost ca în termen de 60 de zile după trecerea stării de urgență, indiferent când se va întâmpla ea, Curtea de Conturi să vină cu un raport detaliat asupra cheltuielilor publice din această perioadă. Mie mi se pare că un semnal mai clar în legătură cu atenția crescută pe tema cheltuielilor publice nu poate să existe din partea Parlamentului, care până la urmă nu poate controla el însuși. Da? Dar pui Curtea de Conturi, care este sub autoritatea Parlamentului, oamenii de acolo sunt control parlamentar, oamenii de acolo sunt numiți de către Parlament, să se uite ca specialiști pe ce s-a întâmplat cu achizițiile publice în perioada aceasta. Pentru că am tot vorbit de profesorul Străinu Cercel și de uitatul prin achiziții, aș vrea să ne gândim cu toții că am așteptat de la procurori în această perioadă răspunsul la măcar 3 situații absolut, absolut îngrozitoare, cu consecințe incredibile, 3 cazuri de care pare că procurorii fug. Laura Duță, din nou alături de noi. Laura, 3 dosare la care am fi așteptat, nu știu, ca procurorii să muncească așa, cu mare avânt. Aici ai perfectă dreptate, Lili, având în vedere ce s-a întâmplat în cele 3 cazuri pe care le-ai menționat. Vorbim în primul rând de spitalul din Suceava. Iată, a revenit pe funcție directorul medical de acolo, Mircea Macovei. Medicii sunt extrem de revoltați pentru că acesta, pe 23 martie, le-a cerut printr-un mesaj la 1 noaptea cadrelor medicale să revină a doua zi la muncă dacă vor să mai aibă loc de muncă și celor care sunt suspectați cu COVID-19, dar și cei care erau deja infectați. O anchetă complexă a fost deschisă de către parchetul de la Suceava. Avem acolo și fals, dar și abuz în serviciu. De fapt, vizată este fosta în conducere a Spitalului Suceava, care prin deciziile ilegale luate a dus la răspândirea și moartea unor oameni. Și vorbim, Lili, știi foarte bine, despre 2000 de infectați, peste 2000 de infectați acolo, dintre care 500 cadre medicale, peste 100 de morți numai în Suceava. Iată că revine pe funcție. Într-adevăr, procurorii trebuie
trebuie să probeze fiecare din acuzația adusă, însă totuși în acest caz ar trebui o soluție neapărată, pentru că exact oamenii care sunt acuzați de medici, exact prin plângeri penale, pentru că medicii de acolo, de la Spitalul din Suceava, fac plângeri penale împotriva conducerii de acolo, iată, revin pe funcție și sunt neregulă acolo chiar amintite de către acești medici. Fluturi, de asemenea, Gheorghe Fluturi a transmis medicilor să nu mai dea declarații medicii către presă. Gheorghe Fluturi, care a fost testat și a apărut ca fiind medic în acte, vorbim de acel fals investigat de către procurori. Gerota și Virgil Chițac, foști ofițeri care au infectat zeci de persoane, dintre care și cadre medicale aici la Spitalul Gerota, cele două dosare penale deschise la parchetul general, deci nu un parchet din țară. Nici nu știu dacă s-a făcut audieri până în acest moment, pentru că, din păcate, noi nu avem nici comunicări publice. Ei nu înțeleg, procurorii sau conducerea de la nivelul pachetului, trebuie să iasă public, să explice. Este nevoie de soluții, este nevoie să ne spună dacă oamenii aceia au greșit pentru răspândirea virusului sau nu. Într-adevăr, mulțumesc, Laura Duță. Vă reamintesc faptul că un fost polițist de la internat la Gerota a infectat în jur de 54 de persoane, iar senatorul PNL, Virgil Chițac, a umblat prin Parlament, deși știa că riscul foarte mare este să fie infectat și domnia sa. Însă, nu o să vă vedeți să credeți că la Suceava nu se termină scandalul. Se întoarce directorul medical pe funcție, însă în ce condiții, când planează în continuare suspiciunea asupra sa? Rafaelo Varga are informații. Rafaelo, bun găsit! Bună seara, bun găsit tuturor! Potrivit unor surse, doctorul Mircea Macovei, directorul medical care s-a întors astăzi la conducerea acestui spital județean, din informațiile pe care le avem, testul efectuat ieri a ieșit astăzi ca fiind incert. Adică nu se știe dacă este vindecat sau nu. Primul test a arătat că este negativ, însă cel de-al doilea, iată, a arătat că este incert. Legea spune însă că se poate întoarce la muncă abia după ce se vindecă persoana în cauză, însă iată că vorbim aici despre un test incert. Am încercat să-l contactăm și noi pe doctorul Mircea Macovei, însă până în acest moment nu ne-a răspuns la telefon. Mulțumesc foarte mult, Rafaelo. Domnule Vulceanu, și imediat o să mă duc la Nil Schnecker, încep cu dumneavoastră pentru că mă uitam. Domne, este baroniadă tipică, iertați-mă ce e în Suceava, adică nu se poate bate orice de pe vremea baronilor roșiei PSD, eu n-am mai văzut așa ceva. Ce are, domne, directorul ăla medical de are atâta protecție? Ce-i cu el? Adică, în afară de Fluturi, la cine am mai ajuns? Iertați-mă! Doamne, te faceți niște acuzații pe care cred că nu le puteți proba cu asta, cu baroniada tipică PSD. Păi așa e, s-a văzut ce e la ceea ce s-a întâmplat la Suceava, e culmea culmilor. Bă, se poate proba. Faptul că văd acum pe postul dumneavoastră de televiziune un îndemn la procurori să termine mai repede dosarele, mă uimește, pentru că au fost multe ani de zile când vorbeam de faptul că procurorii n-ar trebui să facă justiția la televizor. Adică să vină la televizor să ne spună ce fac prin dosare. Cred că n-ați înțeles. Oamenii ăștia au fost pericol social major. Haideți să ne clarificăm un timp ușor termenii. Pericol social major. Cum adică cine a fost? Despre cine vorbiți? Păi vorbesc în primul rând despre domnul director Macovei. Și în urma deciziilor sale, cadre medicale s-au infectat grav. Vorbim despre dosare penale. Și colega și unde sunt? Spunea că ar trebui să vină procurorii la televizor să spună nu, ce fac în dosarele. Nu, să comunice, domne, să păi comunice, nu să vină la televizor. Ce e rău în a comunica? Păi nu e nimic rău în a comunica, dar eu vă spuneam că în anii trecuți, tot dumneavoastră, jurnaliștii, da? Cel puțin la RTV, mi-aduc eu aminte, da? Ne spunea că justiția nu se face la televizor. Se trebuie rezolvate dosarele alea. Știți? Nu se face cu camere și cătușe. Știți cumva vreo situație? Nu e nicio diferență faptul că... Ba da, nu vă întreb, domnule Vulceanu, știți cumva vreo situație în care noi aici la România TV să fi pledat pentru rămânerea în libertate a cuiva care s-a dovedit a fi un pericol social? Păi despre asta vă spun, hai să-i dovedim. Incredibil, domnule. Nu a dovedit nimeni. Bun, acum aștept Nil să mi se ceară să demonstrez teorema lui Tales, că altă variantă n-am. Să demonstreze justiția lucrurile astea, că ei trebuie. Băi, justiția nu face nimic, asta vă spun. Justiția nu face nimic. Dar aveți vreo dovadă în ceea ce spuneți acum? Da, faptul că ne-am interesat în legătură cu dosarea prezența doctorului Macovei. Macovei, la spitalul din Suceava e cea mai vie dovadă. Doamnă, trebuie să întrebați pe cei care l-au pus acolo. Doamnă, m-ați întrebat de niște dosare penale.
Eu sunt parlamentar, doamnă, nu fac dosare penale. A, fi și culmea. Nu, vă întrebam nici din perspectivă politică, te rog, Nils. Da, eu cred că domnul Pălceanu nu a fost atent la ceea ce a spus președintele partidului său astăzi în ședința de guvern, în care a avut exact aceeași poziție pe care o avem și noi acum, spunând că este inadmisibil ca domnul Macovei să se întoarcă la spitalul din Suceava după tot ceea ce a făcut, și că i-a atras atenția secretarului de stat care era la ședința de guvern în reprezentând ministrul, spunând că decretul de situație de urgență îi permite ministrului să facă schimbările necesare fără niciun fel de comentariu și că se așteaptă ca această schimbare să fie făcută. Domnul Pălceanu, președintele partidului vostru, dumneavoastră, a spus-o cu subiect și predicat. În această perioadă a decretului nu se demit director de spitale, se suspendă din funcție, nu ai voie să-l demiți. Se suspendă din funcție, ideea este că nu se întoarce. Ideea este... de doamna Pintea cum a făcut. Nu știu, doamna Pintea a fost până la urmă. Doamna Pintea a fost până la urmă demisă. Nu se nimeni. Nici la atunci la doamna Pintea nu m-a dus să înjur pe cineva. Dar nu e vorba de înjurat, stați o secundă, pe bune acum. Acum vorbiți cu cineva care a urlat apropo de justiție, din toți rărunchii. Fii atenți la lucrurile astea. Nu eu, nici dumneavoastră. Domnule, eu spun altceva. Poate sunt neclară. Haideți să luăm lucrurile. Domnule deputat Manole, să fie foarte clar. Nu sunt și nu o să fiu în viața mea vreo admiratoare a cătușelor și a execuțiilor publice. Dar înțeleg foarte clar rolul procurorului într-un moment în care un om se dovedește a fi un pericol pentru sănătatea publică. V-am dat trei exemple. Doamna Ruse, foarte corect, se dovedește. Păi ce mai... Nu pot decât să mă las de meserie. Domne, înțelegeți că din pricina acestor oameni s-au îmbolnăvit alții? Doamna Ruse, eu înțeleg asta, dar știți când se dovedește? Când dă judecătorul cu ciocănelul. Dar trebuie să-l iei de pe teren, cum ar veni. Stai o secundă, Lino. Trebuie să-l iei de pe teren să nu mai facă la fel. Aia e rolul justiției și procurorului aici. Stai o secundă, Lili, poate îl lămurim pe domnul Vâlceanu altfel. Domnul Vâlceanu, dincă de la... Ministrul, secretarii de stat și cei care sunt la ministerul să nu mai, domnul Vâlceanu, dincă, știți pe dincă ăla cu... cu fetele, cu dispărutul, cu omorâtul, știți povestea, da? De la Caracal. Dincă n-a fost dovedit cu ciocănelul încă, n-a dat niciun judecător cu ciocănelul. Dar nu avem până în acest moment dubii de faptul că el, într-adevăr, a comis niște fapte reprobabile cu violență și că trebuie luată pe stradă până dă judecătorul cu ciocănelul. Sper că nu aveți o problemă acolo. Nu, mi se pare doar că dumneavoastră... Același lucru se întâmplă la Suceava. Bun. În momentul în care faceți această... Pot să am și eu 30 de secunde, vă rog. O faceți voit. Eu, doar în 30 de secunde, vreau să spun următorul lucru. O secundă, domnule Vâlceanu, că revin la dumneavoastră. O secundă, revin la dumneavoastră imediat. Vă rog, domnule deputat. Nu mai vreau să spun, că mi se pare foarte greșit ca să-l compar pe Dincă cu orice alt cetățean din țara asta. Bun, eu vreau să spun un singur lucru și doar pentru telespectatori. Atât. Pentru telespectatori vreau să spun că faptul că asistă la o ceartă a presei de către un liberal e doar un lucru natural, pentru că acum câteva ore, în plenul Camerei Deputaților, liberalii s-au certat și cu PSD, și cu PNL, și cu PMP, și cu PNL nu, mă scuzați, între ei încă nu. Cu PMP, cu USR, cu toată lumea. Așadar, ce vreau eu să spun este că acest partid trebuie să-și bage un pic mințile în cap și să vadă că atunci când toată lumea îi spune de la un capăt la altul ale șichierului politic, și acum până și presa, iată, se certă cu presa, da? Dacă toată lumea îți spune, dom'le, ai o problemă, comunică un pic mai domol, fii mai deschis, fii mai transparent, fii mai consensual, da? Nu suntem toți nebuni. Începeți să conștientizați că societatea are nevoie acum de unitate, de coeziune, de dialog, de lucru împreună și nu de scandal cu
atât mai puțin. Domnul Manole, presă, dacă v-aș compara cu Dincă acum, v-ați simțit bine? Eu mă uitam acum să văd dacă spatele domnului deputat Manole se văd niște porumbei cu o ramură de măslin, dar nu se vede nimic de la distanța asta. Ei, aflați că Dincă, de data asta, domnule Manole, eu nu doresc să fiu un păciuitoare. Pentru că mie, eu mi-aduc aminte de vremurile alea. Dumneavoastră aveți o meserie Manole, care vă impune să fiți câinele de paz al democrației. Nu trebuie să... Vă întreabă domnul Vâlceanu ceva. Dacă v-aș compara cu Dincă, v-ați simți bine? Dacă m-ați compara cu Dincă, nu v-aș răspunde. Dar n-am comparat pe nimeni cu Dincă. Păi ce să facem, mă, Nils, dacă așa domnul ne place? Vâlceanu, cu tot respectul, eu nu înțeleg. Așa ne place. Aveți intenția de a încerca să întoarceți, indiferent ceea ce spunem? Eu am spus așa, că în cazul lui Dincă... Ce face dumneavoastră, domnul Șnecăr, și mi s-a părut incorrect, asta v-am și spus. Mi se pare... Dar n-am făcut comparația! Pe bune, acum, îmi băgați cuvinte în gură, vă dau banda să mai ascultați odată. Repet că poate mă înțelegeți. Dacă în cazul lui Dincă suntem toți de acord, fără ca un judecător să fi dat cu ciocănelul și să-l fi declarat vinovat, La fel, în momentul în care... Domne, de ce, doamne, iartă-mă, nu vreți să înțelegeți ce vă zic? Nu vorbeam despre Dincă acum, nici nu știu de ce l-ați băgat pe Dincă. Dar vorbesc apropo de ce a zis dumneavoastră, că până ce nu dă cineva cu ciocănelul, nu e dovedit. Noi nu vorbim de dovadă juridică. Hai să nu ne mai păcălim, domnul Vâlceanu este unul dintre... O secundă. Domnul Vâlceanu este unul dintre cei mai inteligenți oameni pe care are PNL. A înțeles foarte clar. Am tot respectul pentru domnia sa. Foarte clar ce ai vrut să spui. Dar sunt superficial. Unde să-i spun domnului Manole un lucru, că tot îmi spune de Parlament ce s-a întâmplat astăzi la Parlament. Domnul Manole, ne vom certa și ne vom certa mult. Pe mine nu m-ați păcălit deloc. Eu știu că șeful dumneavoastră este tot ciolacul care ținea știuca în barcă Dragnea și îi văslea barca, da? Deci nu sunteți alții, domnul. Dacă faptul că i-ați păcălit pe cei de la USR sau vă împăcați cu Ponta înapoi acum, e problema dumneavoastră, dar pe noi nu ne păcăliți. Și cu noi nu vă înțelegeți, nu o să vă înțelegeți niciodată, așa e. Domnule Vâlceanu, nu vreau nici să mă înțeleg cu unul sau cu altul. Eu cred că ar trebui să ne uităm cu toții, mai ales dumneavoastră că sunteți la guvernare, să vă uitați un pic mai mult la nevoile cetățenilor în ziua asta. Păi dumneavoastră, nu să vă uitați la Manole sau la altcineva. Și când vorbim despre nevoile... Eu nu v-am întrebat, vă rog să mă ascultați și dumneavoastră că nu facem concurs aici. Nu facem concurs, nu facem concurs. Așa, ascultați că și eu v-am ascultat. Bun, astăzi ne am votat în parte... Dumneavoastră propuneți moțiuni împotriva ministrului la Parlament. Așa domnule Vâlceanu, domnule Vâlceanu, astăzi am votat în Parlamentul României, în Camera Deputaților. Domne, ascultați un pic, aveți puțin tică răbdare. Am votat astăzi în Camera Deputaților proiecte referitoare la... Domnule Vâlceanu, dacă vreți să mergem la comparații... Bine, o să mă uit în oglindă, până una alta, ascultați ce vă spun aici. Am votat astăzi în Parlament legi pentru cetățenii care au datorii la bănci și au votat toți parlamentarii, mai puțin liberali. Au votat astăzi, domnule Vâlceanu, vreți să facem concurs aici care e mai nepoliticos, că o să-l câștigați ușor. Să nu facem niciun concurs, că luăm publicitate, domnule și domnilor, revenim imediat.